Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este domnul Valeriu Ostalep, fost viceministru al afacerilor externe și integrării europene. Domnule Ostalep, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Vă salut, domnul Gonță. Domnule Ostalep, iată, eu v-am prezentat ca fost viceministru al afacerilor externe și integrării europene. Și de aici am întrebarea probabil venită din partea mai multor oameni. Având așa funcție, de ce dumneavoastră ați ajuns să fiți atât de eurosceptic? Ori dumneavoastră, în interviurile pe care aveți onoarea să le acordați deseori, nu prea sunteți încântat, nu prea aplaudați, nu dansați, nu spuneți hăituri și poezii despre Uniunea Europeană, nu mulțumiți guvernului Recean, guvernului Gavrilița și doamnei Maia Sandu pentru reușitele pe plan extern, pe plan de procese de integrare. Pare destul de paradoxal, nu credeți dumneavoastră? Nu. Paradoxal pare lipsa asta de conștientizare din partea marii majorității populației, și în primul rând și asta integrarea europeană. Într-al doilea rând, imaginați-vă că dumneavoastră lucrați la Ministerul de Externe și, de exemplu, aveți eu din podă, mă spun, dar vă ocupați de Tajikistan. Poți fi și eu, de relațiile, poți? Dumneavoastră, mai decât trebuie să fiți Tajikistanul optimist? Sau dumneavoastră pur și simplu vă ocupați de subiectul ISA în interesul Republicii Moldova și a Tajikistanului, în dezvoltarea relațiilor. Înțelegeți logica? Așa. De ce e că eu o perioadă tare de multă viața mea, de jumătate de viață trecut, cândva de mult, am activat la Ministerul de Externe și printr-o dosare care nu eu l-am ales, acolo nu, nu alegei. Bine, mi-a dat, de exemplu, direcția asta. Eu în direcția asta am activat, cum eu consider, reșind din interesele Republicii Moldova, nu din interesele a Uniunii Europene sau unui stat membru a Uniunii Europene, așa cum conștientizam noi atunci. Uh-huh. Deci în discuții, în tot ce întreprindeam noi, noi reșim, cum nou ne spărie și mie, din interesul Republicii Moldova. Când noi cu dumneavoastră avem un dialog, un contact sau avem o afacere, întotdeauna este un mijloc. Dumneavoastră aveți interese. Noi avem interes, găsim un numitor comun, așa? Asta nu înseamnă că Franța e Moldova optimist sau Moldova sceptic. Franța pur și simplu și realizează interesele lor. Și ne vinde nou, de exemplu, radare. Interes este. O făcut așa ca noi, cumpărăm cu toate casa 900 de ani, nu ne trebuie. Făcut. Sceptic sau optimist, pe ce-mi deset? Așa și aici, eu am auzit mai multe exemplu ăsta legat de integrarea europeană. Dar asta a fost tare de mult și pe atunci, sigur că și din punct de vedere geografic, și din punct de vedere a conceptului, totuși eu am lucrat, am avut onoarea să lucrez timpul domnului Voronin, din punctul meu de vedere unicul, președinte de stat a Republicii Moldova, și noi ne ocupam atunci de pe pozițiile a intereselor Republicii Moldova. Deja cu succes, nu cu succes, să fiecare. Eu am plecat în 2009, în general, pe tot de una din sistemul de stat, anume din considerentul că eu am înțeles că participarea mea în structurile de stat s-a consumat. Pentru că în continuare, și am văzut eu după 2009, urma să fie o perioadă despre dorism, numai nu despre consolidarea interesului statului Republicii Moldova. Tot ce a произошло. Eu voiam să vorbim și o să vorbim despre procesele noastre de integrare. Dacă ați amintit despre acest radar pe care l-am cumpărat, dacă nu greșesc, cu vreo 14 milioane de euro. Dumneavoastră pricepeți câte ceva și în alea securității. Puteți să ne explicați în limbaj pur moldovenesc. Chiar a venit radarul la Chișinău. Eu și mătușa Eliana, de azi înainte, trăim, nu, poate nu trăim mai bine, dar ne simțim mai în siguranță sau care e procedura? Iată, radarul a ajuns, a aterizat. Ok, și mai departe ce facem cu el? Eu am spus cât de popular posibil și fără cuvinte incenzurate, pe cât e de posibil. Deci, în condițiile în care 40-50% datele nu speculative, oricine poate să vadă asta în spațiu deschis, a populației trăiește sub limită sărăciei, adică sunt oameni sărași, niși lui, nu știu ce să fac peste o săptămână. Și în condițiile în care însăși Republica Moldova, cu datoriile care sunt record din istorie, și nimeni nu poate să explice clar de cum, de unde noi să întoarcem asta, din și bani, și în condițiile care nu există absolut niciun concept economic, încă o dată repet, pe lângă ce am spus numai și care e sistemul nostru economic, мы на чем зарабатываем, мы чем будем торговать, адаусу din și să vină, nimeni nu poate să povestească, pentru că idiotismele este despre granturi, fonduri,
Крит, по симплу инвенции, Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег. Это одного фейкарезы, не повестеска, а сравнительно честные способы отъема денег. Не фураку газу, где луан кредит, где они в Индии шеванишь идеи, иллюзории, да уж или кумба решение для скулта. Все сущности крешти датурия экстерн. Это, а чест популяр концепт, но пур симплу не с фура бани, la toți, public, și noi să și vedem, procurarea radarului acesta este unul din fără de legile este făcute față de banii publici, pentru că asta este lipsit de sens, explic foarte popular. Cât costă o rachetă de reacționare? Radar tu ai, trebuie să reacționeze așa. Cât costă el? Oricine am unii privește, pur și simplu, între internet și suit. Câte milioane de euro costă așa o rachetă? Deci de jos trimis două drone și racheta și eu zburat, nu știu unde, și s-au dus câte sute de milioane. Și care dar a fost atențul ăsta? Deci eu acuz, acum în emisie dumneavoastră, directă, acuz așa numiți partenerii noștri externi, deci ei fac asta conștient, ei știu ce fac. Și ei că marea majoritate populației noastră nu are cultură economică, nu știu, nu înțelege legătura cauzală între impozitele lor și ce își trebuie să solicită de la guvernare, și că suntem lipsiți de capacitate de reacționa, că suntem lași, că suntem fricoși, că suntem prăpădiți, nu știm să îi apucăm de gât și în sensul direct și indirect pe cei care ne fură banii. Da? Adică în cazul de guvernare vorbesc. Nu, asta sunt și realități care noi am obișnuit deja, este panat. Dar, așa numiți parteneri externi a guvernării, poddelnici, așa e corect de le spus, e foarte bine știu ce fac. Și Franța nu știe ce se întâmplă în Moldova, știe. Ei se descurcă în securitate. Da. Înțeleg că noi câte rachete putem să cumpărăm și din și bani. Și care e sensul dacă în condițiile deja oricine, încă 10 ani urmă era greu, nu tot să vezi. Dar noi fiecare zi poți deschizi internetul și să vezi sute de mii de drone, sute de mii de rachete, ce se întâmplă și cu oamenii și cu dânsele. Adică, it's a complete nonsense. Asta pur și simplu este nonsense. Și în sensul ăsta, sigur că, cum eu să nu fiu sceptic, dacă așa numită integrare europeană, la noi se realizează prin ce că n-am впаривую чепуху. Ce și noi, de ce nu avem nevoie? E că imaginați-vă, dumneavoastră vreți să vă construiți o casă, de exemplu, și angajați o companie de construcție. Și vin eu reprezentantul companiei, banii de-am vie luat, ca oamenii să înțeleagă impozitele plătite. Și dumneavoastră spuneți în cât timp eu o să, adică să vă pregătesc casa, în cât timp, da? Eu vă spun că acesta este un efort comun și grație eforturilor comune, aproximativ prin anul 2030, noi o să ne bucurăm de succesul dumneavoastră. Dumneavoastră spuneți că asta e panatnă, dar mai concret, că aveți nevoie de timp, când o să văd părieții, cum ele să arăt, care e planul și câți oameni să lucreze. Și eu mă uit la dumneavoastră și spun că nu contează, dar mă tăi, sper că ești spion rus. Ce întrebări pui ceva ta? Neclar, înțelegi. E că asta acum se întâmplă cu societatea moldovenească. Deci nouă ni s-au desenat niște iluzii despre care nimeni, câți oameni sunt la dumneavoastră în studio, că și de la guvernare sunt să vină. Dar și care vin la dumneavoastră, mare majoritate sunt oricum pe poziții de non-conformiste, opoziții. Dar nici ei, mulți, ei sunt eurooptimiști, cum îi numesc dumneavoastră. Eu n-am auzit încă vreodată cineva să explice foarte clar, dar și asta integrarea europeană în conceptul vostru. Și tu este tăcoie. Și procese, și presupune el. Pentru că dacă în percepția guvernării, asta e pur și simplu scopii legile Uniunii Europene, eu mă întrebare, deși e greu să iasă 60 de deputați cât să acolo, să ridice mâna, să voteze automat, by default, toate legile Uniunii Europene care există. Și respectiv, gata, noi avem toate legile votate. Asta e una la mână. Doi, dar pentru ce nu ne trebuie în general așa parlament? Care e sensul lui dacă nu există corelație între voința populației? Știi că noi doar avem viziune, dumneavoastră aveți viziune cum trebuie să arăbde casa dumneavoastră. Un etar sau două sau trei? Ce să fie prin prejur? Care e pază, securitate, așa mai departe? Adică viziunea dumneavoastră. Dar ei așa spun că nu, că conceptul de integrare europeană e unic, cu toate că asta nu este adevărat. Și noi, pur și simplu, copiem Uniunii Europene. Bun, dar de ce așa de mult asta durează? Și între doilea rând, și voi mergeți? Între treile, care e legătura între legile adoptate în Parlament de hren знает кто? Dar și, este cenzurat. Dar cine, e ca și cine, întrebați pe oricare om, dar cine sunt oamenii și cum familia oamenilor care au adoptat legile astea? Care se referă la mine și la dumneavoastră. Dar ei când le adoptau,
И вон видели специфику Республики Молдова. Только ну, да кум на адоптем лечь, фэр адоптати нужд у дешини, ну и клара ничьи циркумстанции, да ну и просто прелуем. Адика и инкуркаты логика, что демократии, инкуркаты логика декриари, легислации, ну, сочетать таши, сочетать астангити, дин, козерентели, каной, демолт не амобешнует, демолдом, демолт цанька, все здесь временно, nimic nu are valoare, nimic nu e serios, tot e temporar. De ce spune este dimineața pansara? Azi un prim-ministru mâine altă. Deci, vedeți că noi ne-am obișnuit să deja să trăim în condițiile astea de imprevizibilitate și am ușit pe puncte, ajunge. Am ați întrebat de radar și uitați-vă unde ajungem. Da. Procuror general, avem sau nu avem? Interimar. Nu, procuror general, ca полагается, interimar. N-avem. N-avem. Cine încurcă? Nu sunt foarte mulți oameni curajoși, precum ar fi comisarul Catani, ca să-și depună candidatură. Sunt vreo 6 acolo. Deja 6? Nu, eu am văzut ultima dată, era vreo 4, 5, 6, câți erau acolo. În timpul concursului, oamenii de-am depus actele de ei schimbă legislația. Drept înainte anului, noi o luat și-o schimbat legislația, că nu prin puncte să fie ales, dar prin majoritatea votului. Da? Consiliul, cum o sumește acolo, procurorilor, da? Dar ce s-a întâmplat? De ce anume înainte nu? Dar multe s-au votat înainte. Și până amu punctele era ok, dar amu dăm prin majoritate. Și în pofida la asta, cu toate că ați schimbat și legea, dar iar nu se grăbesc. Și nu știu, deși eu cred că concursul ăsta care acum în timp apropiat să fie, iar să fie anulat. Iar dacă a să aveți răbdare, să vă țineți minte discuția noastră, nu cumva și pe să anuleze. De ce? Pentru că sunt grupări diferite, sunt câteva grupări care au candidații lor, nu convine, deci grupărilor nu convine contracandidatul, pentru că, vă spun cu text deschis, oricare din procurorii care trebuie să fie, din candidații care sunt, dacă vin, trebuie să pui la închisoare pe așa altă grupare, că ele sunt câteva acolo. Și respectiv e cu tot amână, se joacă, inventează puncte, legi. Că eu de ce am întrebat de legea asta? E cum? Concursul a început, de schimbă legea? Deja, care sunt regulile concursului pe care se petrec? Dacă tu schimbi, poate omul s-a pornit cu anumite reguli și nu e gata de dânsă. Deci asta referitor la integrarea europeană și previzibilitate. Procuratura anticorupție, biologul american, despre care noi... Doamna Veronica Dragalin. Anaja. Vreun succes, vreun rezultat, corupție, este în Moldova sau noi? Dacă este... Nu e la nivelul acela foarte mare, cum era pe timpul, a spus domnia sa. Mai târziu noi să aflăm că așa corupție cum a fost pe timpul PASA, până noi a existat nu numai în istoria Republicii Moldova, în general în Europa. Noi trebuie pe poșă și atunci să întrebăm și la Drăgălin unde era capul ei atunci, în perioada când e de fapt de acolo trebuie să ocupe. Întrebarea mea, că dacă observați, pe dânsă cel mai tare mă deranjează sediu. Baie n-ave foi, încurca n-ave foi de Xerox, am un sediu. Я как же сукупие. Три этажа лачиня ее не удовлетворяют. Да, каким по скаут седю, шимарок до сари ари, е кари еле дучик, е инкурка. То есть невозможно раскрывать большую коррупцию, где ты так, ну не идешь на три этажа лачиня. Еще врю я спон. Ну и не шум прогресс на доменю эста, сукуп тупая возня, și care e n-are de fapt de gând să ocupe corupția. Istoria cu gazul, e, cât dosare penale trebuie să fie deschisă, deja oricare om, cât din n-ar fi de primitiv, el înțelege că pe noi, absolut, un popor întreg, toți oamenii, asta e tâlhărie, în mod deschis, o luat și-o cumpărat pe câțiva ani înainte, gazul cel mai scump. Nu, cât de prost trebuie să fie ca să nu înțelege. Domnul Stale, a explicat că pur și simplu, nu, ca să nu riscăm, da, am luat mai mult gaz. Ei poate să explice și vor, numai și ne crede în tâmpenile astea. Nu, cât de prost trebuie să știi. Este clar că asta e tâlhărie. Și acolo încă noi să descoperim cu alt procuror general că urmele partenerilor lor europeni, iarăși toate ideile, sfaturile, companiile intermediare acolo, iarăși fie companii europene. Partenerii noștri acum ne-au împrumutat bani ca să cumpărăm gaz rus. Și prin anumite companii, tot europene, și sfătuitorii, nu știu, și tot sunt de acolo. Asta la prima dumneavoastră întrebare, deși eu sunt sceptic. Mă, nu față de eurosceptic. Eu față de așa modalitate de a ne amăgi, sunt cu utilizați eu alt verb. Nu trebuie să înțeleg. Da, ați înțeles. De acord.
Și tăta asta de acoperit de pus un drapel în spate a Uniunii Europene. Idem dalși dacă nu vă ajuns cu Procuratura Anticorupției. Da, eu n-am pus, numai o întrebare am pus. Nu bine. Revenim la... Deci, eu înțeleg că dumneavoastră, la referendumul pe care l-a propus, l-a cerut doamna președinte Maia Sandu din toamnă, unde vom fi întrebați, probabil, vrem în UE sau nu vrem în UE, veți vota contra. Eu n-am să iau buletin. Dar la prezidențiare? Da, sigur că asta mă duc. Adică eu o să iau și o să votez pentru alt candidat decât Maia Sandu, deodată deja spun și cum ați votez, dar buletinul pentru referendum n-am să-l iau, pentru că asta e un truc și noi toți asta înțelegem și nu am de gând să copartice la jocurile lor primitive. Dar e șmecher trucul din punct de vedere politic. Asta e politică. Deșovă. De ce? De atât că se vede șmecher atunci când tu nu înțelegi. Așa a făcut și Vladimir Plahotniuc, dacă vă amintiți, în 2019. Dar ce referendum era acum? Dacă vrem să dăm afară deputatul dacă nu lucrează bine și scădem numărul deputatului de 101 la 61. Da, da, e vedeți că eu știu de dâns și-am uitat. Da, trucurile astea, noi referendumurile, dacă vă aduceți aminte câte am avut, de aceea e și interesant că eu și-am uitat. A fost acel de prin 12, dacă țineți minte? 10. Din 10. Să alegem președintele mult. Fix trucul, aproximativ ce-a vrut să facă. Ăla Picasso, oamenii nu au ieșit? Corect. Și corect l-au făcut, dacă observați. Deci la noi referendum nu sunt utilizate niciodată onest pentru a asculta părerea noastră, de a fi pregătit, de a duce niște discuții normale, în diferite studiouri, să explice plusurile, minusurile, adică tu să înțelegi că opinia ta interesează pe cineva și opinia majorității ascontează la baza unui concept. Asta la noi referendum sunt utilizate în cazul dat pentru truc, noi înțelegem, de mobilizare. Ați spus despre faptul că veți boicota referendumul, nu veți lua buletinul de vot. Credeți că există un asemenea risc la nivel mai larg? Sau... Risc pentru cine? Pentru PAS și Maia Sandu. Eu cred că acest referendum o să aibă următoarea soartă. Ori majoritatea nu o să ieie, ca și mine, ori o să voteze contra. Chiar dacă cred în valorile Uniunii Europene? Sau în anumite valori, haideți așa. Șuță tăche. Serios vă întreb, ce înseamnă? Nivelul de trai, cel puțin. Pentru că noi suntem moldoveni săraci. Nivelul de trai și valori europene, te razne vești. Aveți dreptate. Noi suntem niște sărăntoci și așa am fost întotdeauna. Dar vrem să trăim ca ei. Iată, vrem o pensie de 2000 de euro, vrem să trăim până la 90 de ani pe propriile picioare, nu folosim pampers. Vrem să primim un salariu de 5000 de euro, vrem să luăm o casă în credit pe 30 de ani, și nu să-mi ia tot salariul, dar să-mi iau părticică din salariu sau un apartament. Vreau să știu că copilul meu, copiii mei vor fi în siguranță din punct de vedere al securității în general. Cam asta. Tu mi-ați și ați descris numai și? Și vă dau dreptate. Asta e concept japonez. Și ce am zis Europa? Nu, să trăiește bine în Europa. Dar în Japonia? Foarte bine. Prin ce am zis asta? Nu, la Japonia nu putem adera. Asta e unica problemă. Noi numai decât undeva trebuie să aderăm. Dumneavoastră și ați descris succesul realizării acestor planuri. Are o singură explicație. Să muncești cât mai mult, cât mai calitativ, știi să aperi drepturile, să fii bătăuș. De ce să fii bătăuș? Pentru că omenirea, în principiu, de când e, permanent trebuie limitată în apucăturile sălbatice. De când e? Dar puterea oricare stat, pe lângă faptul că rupi și mai iurește și mai departe, e permanent trebuie ținută în frâu. Dar asta nimeni n-a să facă și n-a să vină nici un olandez, nici un francez, cum noi ne-am obișnuit, nici un american, și n-a să ții în frâu nici o guvernare din Moldova. Asta sunt interesele mele cu dumneavoastră. Sau cum spunea Vladimir Voronin, ce scuze, nu vă supărați, haideți să ne construim Europa acasă. Adică... Care înțelegi? Uh-huh. Care înțelegi cuvintele astea? Pur și simplu, pentru mine, coparticiparea, dacă încă 10-12 ani urmă, eu eram sceptic față de culoarea asta pink care se oferă multor procese în Europa. Pentru că corupția în Europa, ohoho, mă că ei știu cum se facă asta și de altă natură. Crime de care vreți, probleme enorme. Acolo nu e paradis care nou ni se desenează, repet încă o dată și ultima azi în emisiune, prost atvlicenie vnimanie, dar știi că eu amoia vă fur din costum toți banii care aveți. Și eu vă povestesc aici, un sunet acolo, smătriți, năblădați za mine rucame, dar aici geanta dumneavoastră, au dispărut bani. Și dacă ați deschis gura, spun că sunteți pe un rus. Primitivnă, понятно. Dar
Chiar și în procesul care eu v-am descris numai ce, de ce eu sceptic față de cei care astăzi la conducerea multor structuri de Uniunea Europeană. Mi-ați putea să numiți un lider european care vă trezește astăzi interesul, nu zic admirați, e că vă e interesant să-l ascultați, să-l vedeți. E lider pentru dumneavoastră. Tot respectul, dar eu ți-am minte pe ea de alt gen Tony Blair și așa mai departe. Ce om reci idiot, ce și vă poți și eu 10-12 ani urmă. Dar acum, numai faptul că ați făcut o pauză 3 secunde, може було не продовжити. Pentru că înțelegi. Și vreau eu să spun. Luați Lumaia Sandu pe PPS-ul, toate mașinile, toate poliție, și pur și simplu dați-i dăm drumul într-un sat. Și să se ducă la oricare o gradă și să povestească idiotismele care le spune pe alte părți, să-i spun la oameni. De ce? Eu văd întrevederi de-ale ei cu oamenii din teritoriu, în casă de cultură, este aplaudată, primește flori, îi se mulțumește pentru că... Poate n-ați fost atent, încă o dată. Scoatem SPPS, poliție, scoatem tot protocolul. Не для своих, ну клуб, ну ку жуматати один тренерши мембри пас, да жуматати мембри один СППС. Не так. Скватим татаста, пур симплу сурк андро автобус, я как ума, конкретен темпуиста, меджа пен глодарая ще е пен сад, шдучим оркари ограда, ще ще пе ворби прости или кари диспуни. Я как ща скряда диспринеса уами не награда. Зак, ти рог ще сказать треба. Sau și vrei, găini n-am. O să vedem, domnul Stalep, la prezidențialele din toamna acestui an. Mojăm pasporiți. Vreți? De mult n-ați pierdut ceva. Eu nu știu ce iluzii trebuie să aibă orice cine. Asta e clar că noi cu dumneavoastră colegial discutăm și e și datorie dumneavoastră să mențineți o balanță emisiunii. Dar dumneavoastră pur matematic, înțelegeți că e n-are de unde să fie președinte. Primul rând politic e... Poate nu din primul tur, domnul Stalep. Eu vă explic foarte popular. În primul rând, e singură pe dânsă, că noi impus-o nime, politic, o luat și s-o aruncat într-un colț care se numește extrema dreaptă. Nu dreaptă, dar extrema dreaptă. La grani folă, nazism, e că acolo e în zona și e. Moldova, partea asta, unde e foarte mică, susținători, sinceri, la așa idei pe care ei le promovează de dreaptă. Acolo e un procent, eu știu, de silă, 5-7. Minusul politologic, ca amplasarea într-o extremă dreaptă, tu niciodată acolo nu poți să migrezi înapoi. Odată și tu ai ajuns acolo, tu nu poți să iei așa, mă, și spui că eu vă promit, și nu îți garantez, dar vă promit că o să păstrez calmul social, nu o să fac declarații de ură. Dar să revin, uitați-vă la ultimele sfaturi video, preoți, biserică. E încearcă, dar eu vă spun că nu poți reveni, nimeni să te mai creadă. Ei poți să vorbească mult, de exemplu, în rusă. Țineți minte cum a început mandatul și a vorbit ceva în găgăuză. Țineți minte? Da. Da? Dar peste, nu a trecut nici o an și a început a numi jumătate din populație că agenți. A început a numi în tot felul coloana cinci, trădători. Cum, popor întreg, înțelegi, găgăuză, mă, în tot felul l-a numit de acolo. Transnistria la dânsă sina mici, găgăuză e sina mici, moldovenii e mici, rușii e mici. Tu prezident cavo? La ăștia care îți dau premii, care tu nici n-ai dreptul, doamna, am urmărit emisiunea dumneavoastră cu... doamna Cibotar. Doamna Cibotar. E foarte popular, o explicat aici, că era obligat și protocolul, și eu știu cine mai are acolo, să-i spună, doamnă, președinte, nici nu aveți dreptul, spuneți-le organizatorilor, nici nu menționează de bani, că asta e formă de mituire pentru telespectatorii noștri. Închipuiți-vă, stimați telespectatori, imaginați-vă alt președinte în Europa, nu oricare vă vine în cap, oricine care alt stat spune că 30 euro. Nu, eu cred că oamenii de afaceri de la Timișoara au exagerat un piculeț și primarul la fel, tot respectul față de frați, dar Maia Sandu e președintele țării mele. Maia Sandu e șefa statului meu, unde trăiesc eu. Și tu, șefa statului meu, îi dai 30.000 de euro? Dar ce nu 32 sau 41 și mai? Dă un miliard ca să dezvoltăm țara, sunt de acord. Și nu ei. Asta e foarte corect, dumneavoastră. Vedeți reacția dumneavoastră, e corectă, asta e umilitor. Și cifra e asta, absolut neclar. Într-al doilea rând, principalul, și eu vreau să spun, ei șef de stat care au acceptat să participe la așa ceva? Noi nu avem comunicatul foarte clar, încă nu e comunicat clar, noi nu știm cash, check, transfer, ce faci cu banii, idei, donează. Șură, scolică v-am nurnă de polnăvă șastie? Și așa, 600 rubli. Și, uite, 30 tăi, asta e prețul tău? Ca să faci ce? Și în favoarea cui?
Nu, mai scurt, colega dumneavoastră aici în studio e foarte populară, o emisiune foarte bună, apropo. Foarte populară, o explicat și de punct de vedere legal, dar e rușine. E rușine și oferta, e rușine și acceptul. O mică precizare. Atât mi-a să spuneți că doamna Sandu nu are șansă nici în primul, nici în turul. Matematica asta nu e posibil. Eu am altă situație. În turul 2 avem pe domnul Igor Dodon și pe domnul Maia Sandu. Da, conieștă. Domnul Igor Dodon e creditat cu cel mai mult șansă să ajungă în turul 2. Dacă nu candidează ce bani. Dar vedem. Maia Sandu și Igor Dodon. Deși de-am aviez listă alții care îți candidează? Oamenii de ce ar spune că, băi, poate Maia Sandu n-a reușit mult, dar iată, Europa sută la noi, americanii sută la noi. Ok, rușii nu se uită la noi. Haideți-o vă spuneți întrebarea și apoi vă răspundăm. Adică Dodon are câte dosare penale are, de-am, hai încă o dată Maia Sandu și atât. Dar avem până la publicitate 1 minut și jumătate. Dacă vreți o luăm acum, dacă nu, răspundeți într-un 1 minut și jumătate. O luăm acum. Atunci luăm câteva clipe și revenim. Vă rog, publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Așadar, domnul Ostare, până înainte de publicitate, vă puneam în fața datele unei astfel de probleme. Turul 2, Maia Sandu, Igor Dodon. Populația spune că, băi, poate Maia Sandu n-a reușit multe, a promis foarte, foarte exagerat de multe, n-a reușit, dar decât Igor Dodon, el e pro-rus, el e cu Putin, ar putea să ne ducă războiul, are dosare penale, este video filmat cu Plahotniuc. Văd Maia Sandu și istoria s-a încheiat. Și dumneavoastră spuneți că nici șansă în turul 1 n-are și nici șansă în turul 2, doamna președinte. Eu când spun asta, eu am în vedere că precis n-a să fie așa cum ați descris dumneavoastră. Dacă eu mă întâlneam cu dumneavoastră în decembrie 2008, ok, și vă spuneam că fix peste jumătate de an președintele Republicii Moldova a și Ghimpu, dumneavoastră ce vreți să spuneți despre mine atunci? Că ați fost pe la strada aia de la... Da. Da? Dar s-a întâmplat așa? S-a întâmplat. Pentru că datele problemei erau pe jumătate de an, все фигуры были другими. Да. Сынтез декорд. Эти конжумата диан лукрой пос с кимби. Я норм, я в дире дак вадусь. Дак ин февруари 2019, когда еще ра апогео статул и каптурат, Игор Додон с фильма с Игор Педанску кулюаш пенту саларю. А пью вас понем на миссионик. Не пройдет и 3 месяцев, și Maia Sandu să fie prim-ministru. Nu credem. Așa? Eu cu 3 zile înainte ca să plece Plahotniuc, nu credeam că pică Plahotniuc. Asta cu 3 luni. S-a întâmplat? 3 zile chiar. Nu, dar eu zic, de ce așa? Așa, da. S-a întâmplat? S-a întâmplat. Datele problemei erau diferite absolut. Fix asta vă spun acum, cu cât acolo, 8 luni înainte, datele problemei să fie cu totul altele. Dodon are șansă în alte nici nu candidează. Foarte înalte șanse. Dați-mi numele altor candidați care vedeți la ora actuală. Eu pot să vă spun că o să câștige persoane, nu, eu vă spun cu text deschis, persoane care nu sunt cărți acum, cei care tăți le văd, tăți consideră. Sunt oameni deja care sunt gata, știu și cum o să câștige. Doar că tot asta schimbă, adică PAS, Sandu, consilierii, adică au unde ajuns minte să pregătească. Dar alte forțe de opoziție, adică nu sunt stare să vadă toate trucurile făcute de banda asta, primitive absolut, și să pregătească cum să câștige alegerile fără ca să le dea drept. Că clar că ești să se pregătesc chiar acum de-au făcut la locale, puteți să-i închide, puteți, dar sunt oameni care nu înțeles. Sandu de pe mu, știi că Federația Rusă în primăvară, iară să înceapă, citat. Un an în urmă, nouă ni s-a povestit la toți că au fost descoperite câteva grupuri de spioni care pregăteau lovitură de stat. Bălă tăcuia. Și au fost arestați, corect? Da. Unde s-i? Cine s-a știe de anul trecut? Nimeni nu pune întrebarea asta. Eu pun. Unde s-i? Bun, în anumite studiouri nu spun întrebările astea. Trec undeva vreo 4-5 luni, iese directorul SIS și povestește că încă o grupare a fost descoperită. Iară de spioni și iară pregăteau gosperivărot. Da, ești la țundes. Nu a nicdită și ești, dar asta nu e interesul statului, nu e obligatoriu pe cazuri. Nu mi-a să imaginați-vă, reținuți, extremiști, spioni, noi toți trebuie să participăm, să vedem, asta e interesul statului, să nu se mai repete.
Unde schi? Sau asta a fost minciuni. Dacă ei pe noi ne amăgesc la așa nivel și inventează așa fleacuri, este clar că nimeni în Moldova, nimeni de vedere din trânsă nu are de gând să iei în considerație pe cale legală opinia noastră. Популярно говорю, никто не собирается отдавать власть просто так. Дар де аста ши, кари вор кштига президенциальная република Молдова, улуат акт де ачести абордери, ши спективу с кштиги луну козирати ачести ной регули, кари пас кредик и ще медиштепц. Да, потому что пас шти, че я чеспу не зумна вас ракума. Ну, но и ну лежу же минти, и сгидес ла додон, ла влах. Да пи и солтат, ла емиссиюня аста, че не ванин трей, са уйта мы. Поздно. Eu dacă și am spus, dar mă poznă pit Borjomi, nu mai fac nimic. Dacă eu consideram că asta să ducă vreun impact negativ, nu aveți să spun. Da? Ei în spate au așa niște oameni. De exemplu? România, Franța, așa? Germania. Dumneavoastră numit state, dacă atare acolo aveți vedere câte două, trei persoane. Nu mai stăteți statele astea, așa? Absolut de acord. Cum i-a ajutat asta la locale? Ne păscați? Танго? А пека это сбоец, если от меня серьезно, я глума спон. А пека косту лора я коло. Ну, ты сейчас вопенсати, как штигаз вот дует реку. Ну, а луат, приму лока у луат, есть 300 десятки у луат. Да, алц примар, делаты локалитет, штим принчи методи. А стой пустое. Вов, ну, сын тез мясо мулцу. Стал сын вентезе вчера. Да, ну, сын тез декор, да, кумени? Когда мясо... Да, я на имсюне мя нам войс мадок порер. Окей. Deci invitat. Nu când am voie, dar în mod normal invitatul trebuie să... Cel puțin credeți că există, după tot ce s-a făcut, cum a fost furat o țară întreagă, ni s-a închis gura la toți, televiziuni nu există, mass media nu există, închid tot în stânga și în dreapta, tot sălbătăci. Asta e cu mai mult 30 de râdere, pentru că dumneavoastră, dacă aveți... Eu, de exemplu, nu privesc televizorul sau nu mă uit eu la site-uri, nu știu de acolo care le-au publicat ei, SIS-ul, au făcut atâtea publicări. Dumneavoastră înțelegeți că adnim nășatii în palță, tu pur și simplu accesezi asta. Asta nu e o problemă. Înseamnă că ei pur și simplu cheltui banii, resursele, statului și timpul, noi doar îi plătim pentru asta, pe fleacuri, ca să n-are niciun efect practic. Totodată, concomitent cu asta, noi vedem că ceea ce trebuie să fie lucru real a statului, că noi ne-am prit la Procuratura Anticorupției, dar eu vroiam să mărguleacă mai departe, și la noi cu anii. А вот соузит, тут я сказал, какой тимпо трекут, уанш, дуаян. Но я вижу, он каз. Они его фос форт активен тимпо кампании электоральной. Тимпо кампании электоральной. Да, маймут, да к обсервации, если вижу, на где констатари, са уладной тот и курат, тот и леништи, тот и бин. Păi, mari parte funcțiile publice sunt ocupate de către oamenii buni. Adică integri. Adică probleme cu asta nu sunt. Tocmai de asta. Am eu mari dubii că e asta, dar eu prin asta, dar ei trebuie, dar pentru ce trebuie să așa aparat mare? Pentru orice eventualitate. Aha, pus bude. Dacă strică unul, da? Dacă strică unul. Ca să vorbim despre presă. Deci, eu îmi cer scuze, stimați telespectatori, eu de vreo două zile la emisiune vă spuneam că un oarecare comitet pentru investiții strategice a decis ca licențele de emisie a celor 12 posturi televiziune să nu fie redeschise, dar eu îl citam pe purtătorul de cuvânt al premierului. Astăzi s-a aflat încă că acest comitet se cheamă Consiliul pentru promovarea proiectelor investiționale de importanță națională. Și domnul Ostalep, știrea nici măcar nu e asta. Știrea vine de la faptul că mai multe ONG-uri, în frunte cu cele mai cunoscute și pe alocuri acuzate pe nedrept că ar face jocul pasului, spun că ceea ce face guvernarea nu este ok. Că au modificat legislația la final de anul 2023, într-o lege care ținea de domeniul economic, a fost Radu Marian, a băgat un amendament. Noi știți cum deputații citesc legislația, ceea ce votează și nimeni n-a înțeles. Și abia astăzi, ce dată e azi, 17, 16 ianuarie, s-a aflat că, de fapt, nu li s-a mai dat voie acestor 12 televiziuni să redeschidă. Domnul Stălep, dar care e rostul dacă... Cum a spus dumneavoastră, efectele s-au văzut la alegeri locale? Eu văd această grupare care astăzi se află la conducere, formal se află la conducere Republicii Moldova, ei au fix trei scopuri. Fix. Una, asta e furt continuu din tot ce a mai rămas din fostă Republică Socialistă Moldovenească. Clădiri, infrastructură,
газ, электричитати, импозити, фонду, що ми департії. Asta e scopul lor primordial, contrabanda cu țigări, resursele administrative, procurorii, poliția. Asta sunt banii care undeva se adună și nu la mine și nu la dumneavoastră. Puteți să concentrează și să duc. Asta e prim. A doilea, utilizarea oricărui metode, legale, legale nu contează, că legale nu prea au, pentru a se menține la putere și nu admite niciun fel de concurență și nu admite niciun fel de posibil noi participanți, noi jucători, așa mai departe. De asta oricine deschide gura, oricine se implică în politică, uitați-vă, public, stimați telespectatori, și să facem ultimele zile. Dumneavoastră știți că eu la dumneavoastră în emisiune nu odată mi-a exprimat lipsa de simpatie pentru Ceban. Și politic, așa mai departe. Adică pe mine nu poți să mă spui că eu sunt simpatizant. Nu. Eu de multe ori am spus și dar eu nu pot să nu observ, omul ăsta a fost, eu nu l-am votat, de exemplu. El recent a fost ales de un număr majoritatea din cei care au votat, așa, l-au ales, puterea l-au recunoscut și toată așa numită presă, PAS, propagandistă, uitați-vă ce fac în ultimele 3 zile. De el înșa, astăzi a fost acuzat de faptul că el e vinovat de ghețușul de afară. Apoi eu asta și încerc să spun, dar dumneavoastră sunteți de acord că asta e absolut, eu la telespectator, nu lumea să mă adresez, că asta e absolut primitiv și ineficient. Dacă și om ca mine, deja, adică care nu e simpatizant la Ceban, nu, e deja bred. Dar de ce se face asta? Din frică. Eu prin asta completez răspunsul meu. Frica lor față de oricare alt candidat. Dacă a observat și odată am spus la dumneavoastră emisiune cu Dodon, el îi spaică cu Pascu. El lor le-i comod și el țin pe dânsul. El lor le trebuie. De atât anal ating, socialiști nicăieri nu-i ating, la zice te-i bine. Pe dânsul și cel mai tare și ne deranjează. Te ce legat de șor, cred că am de ce bani. Adică apariția oricărei figuri care poate fi un contracandidat real, nu fake-ului cum e Dodon, care pe dânsul îi aranjează, dar real, e ca asta pentru dânsul, asta e problemă și iată, deși imediat cu haită, dar observați că asta e absolut ineficient și trezește o reacție adversă, inversă. Oamenii iau în derâdere, deja se vede deja public absolut cine și cum și fel de presă asta propagandistă, într-adevăr, sub așelă și cineva a publicat un mesaj, tăiați absolut restul copii, nici n-adaugă măcar. Deci asta e un fel de democrație europeană, asta te arată foarte ciudat. Adică din punct de vedere la cei care o consideră europeni. Și punctul 3, ca să completez răspunsul meu, deci, încă o dată, furtul banilor în masă, resursele administrative, distrugerea fostei Republicii Socialiste și Moldovenești, economici și tot ce rămas din trânsul, 2, menținerea la putere și 3, crearea permanentă a tensiunii în societate. Lor asta le trebuie, asta este obligatoriu, tensiunii în societate, război, spioni, propagandă, luptă, care e sensul, și mă pot să întrebe? Держать напряжение, să nu vă gândiți voi la democrație și drepturile omului. Trebuie să vă temeți în fiecare zi, frică, ca să vă aresteze, ca să vii, ca să vă atași. Este un truc primitiv pentru oameni care nu cunosc, care nu se ocupă de ceva, dar el funcționează. Oamenii se temă, sunt îngrijorați, discută discuții false, adică nu se concentrează pe... Uitați-vă, problema asta doar cu gazul, e elementară. Noi toți înțelegem, pe noi pur și simplu ne amăgez. Uitați-vă, noi avem la momentul actual 80 de partide înregistrate. 80! Hai nu tăți 80, punem 40, 20. Adică ei n-au agenda comună, măcar 10 partide să adune și să înconjoare Moldova Gaz, Guvernul Republicii Moldova și spune că noi de aici nu ne ducem pe aici și nu vedem toate documentele? De că pur și simplu să adună reprezentanții la partidele astea, 500 de oameni, 1000, să adună și spune nu ne ducem pe aici și nu ne ratați documentele. Avem dreptul, avem, că noi plătim. Este un subiect de agenda, de lucru a opoziției care atinge toată țara. Așa tăcoia, nimeni că nu faci. De să-i opoziție, ce puha. Nu le ajunge minte. Nu, eu vă dăru idei. Poți vă da încă 10. Dar aveți grijă, mi-ați chemat oamenii la... La protest? A, da, asta e legal. În interesul nostru, că pe noi ne fură? Asta e obligația mea. Nu că dreptul. Eu n-am vorbit nimic aici, de violență sau ceva de genul ăsta. Asta e obligația noastră. Asta, apropo, și îi numesc Europa. Urmăriți protestele din țările europene. Nu, tot eu понимаю. Deci da, așa o demență aici, dacă video măcar o parte. Dar așa, și ni-i steamă. Opoziția nici n-are minte, nici n-are putere, nici n-are forță. Îi închid, deși e, cum v-am spus, de care sistem. Și am ajuns în situație, dar oamenii trebuie să înțeleagă, scutați pasivitatea asta voastră, frica asta voastră în continuu, capul în jos. Nu, e sigur că să-și facă de cap maximal cât de departe să vrei. Adică ei n-au limite ca atare.
или ну экзиста. Ще требуется, яка имагинация, есть еще ваши пас, ну ж потом примите с факт. Такие фейкари зимар, тут мы департи, мы департи. Я причепил, мауйте, дар де проблема аз така, ну что, для меня с аналти судьевар су дискутат, май муц. Пи кат и де маре риску де о провокации на регионе Транснистряна, пи зыщи тречи тот май маре. Ну май ка ей Присвини мой мир, в спатию публик не мясо, но спони, я повторю, а спон, как он спросил на удату. Ла аматорий, для савентура, ла орькари провокати на дреса регионе Транснистрине, вы требуете санцележить, что нас фии вой опорниц, шапы там посмотрим, а свожу теченева, орькари провокати на адреса регионе Транснистрине, с термини кошея, к регионе 6 девина партия Федерации Руса Доза. Это сгата, как в Адулу вода и Руси. Я, дегземплю, ну. Да я, что ли, дука анколу дирекция, сау вою душец. Да ком сажен гаруши анколу? Думя, са врез дискутац дисп тактич милитар, яка я нам ще фачен студио, дека с дискутац, только этого нам не хватало. Пе аста ж врез воспун, дар. Дискуции диспре аста, уамени, тот май де, са шпун. Да, да, на чалаш тим пасы Злати Распол, а вулок он требе дарен, тревдом серебрян, ше... Там вазу, да, ше, ше, о... Дежай май бин. Май бин и че, дар я ворбез катари ку думя аста, ну диспре... О дискуции сау алту, я ворбез диспре че, як сын тан спатю публик, сын тот май дез, дискуйте диспречея, к нусу и эксклюди, с хоть раз проблема наша афел. Я деварат, сын таша дискуйте. Только мы для этого воем сам интереп. А тебя узит, как Игнатьев, че до латерас, провести каутат, есть кема де Киев. Дака ну винен, пентру, яку сзади традали де патрии, ори, алиста ще тацена на Украине. Дака ну винен, анунцат ин каутар интернационал. Да. Аici ситуация авторитетилор ноастра есть май мульт декет проаста. Пе де парти, домнул Серебрян мерже ла интереведер ку Игнатьев, pe de altă parte, noi declarăm deschis dragoste față de Zelenski. Și apare întrebarea, noi îl arestăm pe Ignatiev când vine la aeroport sau nu îl arestăm, dacă îl anunță în căutare internațională ucrainieni? Eu la dumneavoastră, când am fost vreo ană urmă, dacă țineți minte, la o emisiune, eu m-am adresat la conducere SIS. Și am spus ei niște decizii în raport cu un conducător de lor, oricare Ciumacenco. Și am spus, dacă să ignorați mesajul meu, o să-mi miriți într-un scandal mai mare decât voi. Clar lucru cu ignorat. La dânsă coarnele ei nu m-au intrat în gard și cu tot gardul și ala îmblă așa prin stăi. Nu sunt stare să analizeze și să înțeleagă mesaj. Trec 3 luni și apare video unde șeful de direcție Ciumacenco vinde pro situație. Maladeț. La ești până și nu ne merită în scandal, nu sunt niște. De ce vă dau exemplul ăsta? În raport cu cum ați numit dumneavoastră dragoste față de Ucraina. Eu mă tem că datorită SIS-ului, da, mai bine zis, tâmpenilor făcute de dânșii, pe noi, în timp apropiat, ne așteaptă așa un scandal, care pe Xandu, eu nu știu ce s-o coste pe dânșii, nu știu cum să iasă, în general, din istoria asta, care i-a pregătit-o SIS-ul. Oamenii ăștia nu se învață în minte, eu decât să-mi vorbesc, că au și niște proști. Și nici un conducător nu vrea să trezească și să asculte. Decât eu doar cu mesaj deschis spun care e problema. Ei până și nu eu gard un coarne și îmblu cu dânsul. Ei nu se calmează. Apoi, eu mă tem că în timp cel mai apropiat, pe noi ne așteaptă așa un scandal legat de Ucraina, datorită tâmpenilor făcute de SIS, că mie e greu să vă răspund amul la întrebarea asta. Adică ce aici se întâmplă, e net superior cazului la care dumneavoastră vă referiți. Pentru că problema transnistriană, uitați-vă la noi, e cum se abordează în spațiu public. De parcă acolo nu există oameni. Acolo, domnul Gonță, în regiune trebuie să se iasă același oameni ca și eu cu dumneavoastră. Opinia oamenilor și la noi cineva e gata să o asculte. Acolo sunt oameni vii, sunt sute de mii cât să-s ei. Și cred oamenii și ei. Iau o părere despre Republica Moldova, despre integrare europeană, despre... Pe noi ne interesează părerea lor? Da sau nu? Dacă da, apoi și formă noi pe dânsă îi ascultăm. E ca pe oameni, nu conducerea lor, dar pe oamenii ce. Dacă da, noi trebuie să ne spuneți cineva, în și formă, care e dialogul, și ne discută. Serebrean zice acolo, cu cine discută el? Nu cu reprezentantul, dar cu oamenii. Dacă anul viitor, noi le dăm voie la 100.000 de oameni din Transnistria să voteze pentru Parlamentul Republicii Moldova. Care e opțiunea lor? Sau la referendum?
Care sfii opțiunilor? Dar noi trebuie să luăm în considerație, spune, da sau nu, e onest. Pentru că noi, pe de-o parte, declarăm că teritoriul, уже начинать, teritoriul sau cu tot cu oameni, разные вещи. Dacă cu oameni ascultă, acolo e alt punct de vedere decât ți-ți place. Și asta e democrație. În Găgăuzie e alt punct de vedere decât ți-ți place. Da. Nu, da, învață-te. Și la nord, ca că cazalăse majoritatea orașilor, e alt punct de vedere. Dar asta e democrație. Asta e deja ce ești dumneavoastră asumit, valorile europene. Învață-te, străiești în condițiile în care majoritatea au alt punct de vedere. Și civilizat. Nu puteți să-i numești spioni, agenți, închizi, să asmuți, să înțelegi forțele în toate părțile și eu vă povestesc și Costă Sisu este lor. Nici un tol, numai închid site-uri care oricine copchil, oricare copchil și uite la site-ul ăla pe 30 secunde. Pentru ce vă le închideți? Care e sensul ăsta? Nu, nu, e absolut irațional. Cui iratați-vă? Deci crearea asta de tensiuni în spațiu public, e, da, Sisu are dreptul să ocupe cu așa ceva, să creeze tensiuni. Apropo de listele cele care le-au făcut, e, ca să vorbim de un comitet acolo, de supraveghere, cum, știți că a fost anul trecut făcut o listă din sute de oameni, încălcat și prezumția nevinovăției și dreptul la apărare. Și cine știe cum e? Dumneavoastră știți că acolo sunt oameni decedați în listă și ei. Oameni decedați în Cluj de Sis, chidor nominalna, cu IDNP. Păi, prostule, tu când formai acolo ofițerul acela concret și aprobat de conducere, tu mă crezi că el e mort și de mult. Care e sensul să-l introduci, că să închideți conturile bancare și mai departe? Negleadă. Asta e una. A doua. Dar vă știți că mulți din listă și ei câteoleacă dispar. Era în listă, hop, dar mănui. Așa tăcuie. Rezolvăm problemele câteoare. Dar cine rezolv? Eu sau dumneavoastră? Sau tot așa e care eu băgat acum? Dar cum? Za bisplatnă? Am eu mari dubii. Asta e, așa știți, o integrare europeană tare, tare ciudată. Și iarăși, repet, asta numai eu observ, cum ați numit dumneavoastră, eurosceptic. Sau partenerii noștri care trebuie tare, așa, înțelegeți, zilnic să urmărească cât din noi doar suntem candidați UE, cu toate că așa nu înțeleg ce înseamnă asta. Apropo de candidați UE, cine la noi să fie negociatorul șef cu UE? Da, nu contează. Contează echipa de experți. Eu nu zadar v-am întrebat. A, nu știu, nu s-a anunțat. Cred că premier. Premierul nu poate fi negociator șef. Iată că cemu. Să nu se primească muș peste vreo săptămână, încă un scandal vine peste noi. Popescu ne părăsește, sudie pe simă. Da, a primit Ordinul Republicii. Da, și ne părăsește. Asta speculează de mult. A, pe, da, să vedem. Ne sunteți ok? Eu stare ok, nu. Eu, pur și simplu, să venit de pe alt continent, nu știu să zic acolo, și la mine e noapte. Eu văd că tot vă... Nu, eu câteva săptămâni am fost pe alt continent și acolo am schimbat cu locurile. Oh, my God, da. Domnul Stalev, guvernul nostru a fost solicitat de către ruși, de guvernul Rusiei, prin organizarea pe teritoriul țării noastre a alegerilor prezidențiale, 15-17 martie. Solicitarea este în prezent în proces de examinare. Iar un răspuns va fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, zice guvernul. Da. De obicei, cum se întâmplă? Mai asta că ați lucrat la externe da, și știți. Da, n-au și externele și să aibă... Eu nu văd niciun motiv de ce. Ei trebuie să întrebe stăpânii, clar lucru. Ăștia care iau decizii, trebuie să nu moșnă, nelzea, dar așa să avem din asta. Pentru că aici, dacă ei n-as permită sub orice pretext organizare aici, respectiv, Rusia n-as permită alegere în toamnă. Și Sandu trebuie să gândească, poate e și comod, să voteze și din Rusia. Adică ei se joacă o tactic și cred că se sfătui, da? Eu vreau să vă citesc un pasaj, dacă se poate. În acest context? Da. Ok. Deci, că tot vorbim despre integrare europeană, e că am un pasaj de pe un portal de știri. Nu, îi dau numele, dar e oficial, nu e fake news și mai departe. Deci, un citat făcut ieri, deci prim-ministrul Republicii Moldova. El vorbește. Eu citesc. Eu sunt întâlnit cu președinții raionilor. Obiectivul nostru comun este să creștem bunăstarea cetățeanului. Adică eu șed și ascult asta. E ca o propoziție, spus de prim-ministru. Ce ai tu în vedere? Cum e ca cum, Brician, crește bunăstarea dumneavoastră? Nu, serios, cum? Ce faci? El zice că e obiectiv. Dar cum el crește bunăstarea dumneavoastră? Sau a mea? Tu ne-a luat el care e la așa obiectiv. Până starea dumneavoastră depinde de cât de mult ați lucrat, cum vă aranjați, șefii de aici, publicitate. Și eu am zis, Rician, eu fix așa,
Никел спуникеся объективу носу и скажем за странное восприятие ла функции лилуй. Ша сумма функции импропри. Да ли спуни, что так? Пью да керам около виза. Стоп! Да кумью астас фак? Ма та да индикация, да кумью скреск бу настаря. Мержим эти парти, ну ка импортант. Я нам лига этот дискурс. Это два пропозиции. Да, два, рефертуал на интегра европеан. În acest sens este important să coordonăm agendele autorităților publice centrale și locale. El de principiul autonomiei locale a auzit. Să prioritizăm necesitățile oamenilor. El a să prioritizeze necesitățile. Și să facem principalul. Investiții care dezvoltă capacitatea noastră de a-i deservi. Что хотел сказать автор? Ну, поэтому нас интересует. Кому нам интересно? И все, кто ему не скулт, я почитаю несколько дат. Фачим инвестиции, чьи это инвестиции, дуам не штю? Да. Штю не лопать фачим инвестиции. Кари дизволт, как почитать о нас идеи десерви. Ну, ты думаешь, я никогда не буду на старе, потому что мы десервеш, ты определись. Он один до. Ты же сказал, что шаришь в этой теме. Все смеем еще. И кел за сейчас за меня класса. Уйдет свой юаста, дичи вам отраса тенте. Ому и стая юрешти. Ну, ворбиться аша вару. Да пусть ты верб молдовенеск, кари эксплика клар, кучил в сукубу. Он фаца президенцы районилор. Ел а юрешти, президенцы районилор так. Ну, сгасаешь, что он спонят, дом премьер-министру, мата не понишь, чесарчень, карион нулен целег. Ce să voi faceți investiții ca noi să ne ridicăm capaci de deservi? Primarul așa vine la în care o gradă și dezvă deservesc. Asta e imposibil. Uneori este o problemă pentru liderii partidelor, instituțiilor, când apelează la serviciu de presă ca să scrie comunicat. De serviciu de presă nu ați vreți să vorbiți. Așa la ce a iurit ieri cu sănătatea mentală. Și la singur trebuie să ducă, înțelegi, la pacient să discute. Главный психиатр, de mult am probleme cu cine la noi. Dar el, băietul și ala, el spune că el are grijă de sănătatea noastră. Da, și privesc, eu și ascult, citesc. Apoi din noi are nevoie de vizită la medic? În sens că să nu fim lăsați manipulați de televiziune, să nu ne speli creierii. Asta a avut. Da, dar noi doar înțelegem că declarațiile astea sunt la grani folă, nu numai din punct de vedere medical. Și să ne întoarcem la anul 33, mai rău acolo băieți, tot aveau grijă de veličina cerebă, cistata crovii și așa mai departe. Pentru că asta e din domeniul și ăla. Chiar câtă oară în emisiune? Asta e integrarea lor europeană. Eu nu știu, domnul Gonță, tot asta luat împreună, de ce mi-e tăi? Nu sunt mă vaiter, ca să sau știți, constat în fiecare palat pacientul și probleme are. Eu am venit aici ca să vă arăt, după m-ați invitat, să vă răspund la întrebare. Că asta nu e integrare europeană, dar e degradare. Asta nu e dezvoltare, dar furt masiv în fața tuturor. Și clar lucru, eu am mari pretenții față de poporul nostru, pentru că nu-i bătăuș, dar alegerile locale au arătat că noi putem să răspundem și la asta la prezidențiale tot o să răspundem. Dar până atunci luăm câteva clipe de publicitate, după care revenim, vă rog, publicitatea doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Stalin, vreau ceva să vă întreb despre politica externă. Poate întrebarea o sună cam tâmpițică, dar trebuie să vă întreb. Avem război între Ucraina, Rusia, Israel, Palestina, Israel, Liban, Statele Unite și Marea Britanie au atacat Yemenul. China are pretenții tot mai mari la Taiwan. Știrea din noaptea asta. Iranul a atacat cu rachete noaptea trecută ținte din apropierea aeroportului și a consulatului american din orașul Erbil, regiunea Kurdistan din Irak. La noi ce? Să începe al treilea război mondial? Că să începe, în primul rând, haideți să recunoaștem că chestiile astea durează toate. Că conflictele care dumneavoastră le-ați menționat, ele nu sunt și putin ieri. El în mediul care are 10 ani, care are 15. Noi vorbim de o fază mai activă, dar conflictele toate înumărate noastre, ele ca istoric sunt mulți, nu vreau să mă apuc fiecare mod, n-are sens să discutăm și nici cât are, dar este să conflicte în creștere. Pur și simplu, ele trec la, doar conflictele au anumite fază. Se începe, se dezvoltă, fierbinte, sau până și nu e soluționat într-un fel sau altul. Dacă pentru telespectatorii noștri e interesant, concluzia mea e că omenirea, că noi vorbim de câțiva actori care, de fapt, controlează tot omenirea. Omenirea este la faza când nimeni n-are de gând cu nimeni să înțeleagă. Noi suntem la faza când scopul, atenție, din punctul meu de vedere, deci
Gmūras boilės, nu, jo întâmplarės, tai scop. Spręsta su mers, spręsta su prigatyta, smėžiai intencionat. Părerea mea modestă, că în spate lasă, în primul rând, sunt interese enorme la complexul ăsta militar, pentru că vânzările, tot ce ține domeniul ăsta, eu cred că în ultimii 100 de ani, așa ceva nu a fost. Profiturile din vânzările, din domeniul securității, armamentului și așa mai departe. Și nevrie poate să citească, deși în ultimii 3 ani, veniturile celor mai bogați oameni din lume s-au dublat. Aveau 500 de miliarde, au ajuns la 100. Dar și ce-au făcut, înțelegeți, în ultimii 2 ani? Ce s-a întâmplat? Te sărășesc, dar ei dublează. Ușor de înțeles ce fac ei. Deci scopul cât mai multe conflicte, războaie, ele în unele locuri nici nu s-a prins și atunci ele s-a aprins artificial. Pentru asta sunt diferite metode de a le aprinde. Și în sensul ăsta, anul curent o să fie unul foarte turbulent, adică conflictele să treacă și în fază și mai activă. Dumneavoastră observați că nimeni pe nimeni nu vrea să asculte, nimeni pe nimeni nu are de gând să iei în considerație. Ia năcealnic tă durac. Asta e principiul de bază acum. Dacă observați, eu nu zadar v-am pus întrebare referitor la lideri. Omenirea acum nu generează lideri. Nu sunt noi, nu sunt personalități care să vrei să-l asculți, vrei să-l vezi. Și eu despre Sandu nu zadar v-am întrebat, nu că sunt bat joc, eu nu fac chestia asta. Eu doar oamenii noștri am vrut să înțelegeți că Maia nu este un lider, el nu este un conducător care să fie primit indiferent. Și fel, e președinte numai dacă e cu SPP, SIS și înconjurată numai de ei care îi pun întrebări comode. Și fel de președinte, a cui tu ești lor? Начальник stai, предводител твоей grupirovchi, asta e funcția ta. Președinte de stat, atunci când îi scoți toate atributele astea, e merge și noi cu gura cascată 100. Chiar dacă nu suntem de acord cu dânsa, să dăm și o ascultăm. Că interesant, ce o să iau de alt punct de vedere, dar interesant. Iată, ți-i lider cu capacitatea de să impune. Profesia vождя, точное соотношение слов и дела. Ну, ну, как штись ворбят, даже жду к пана капот. Да, ну, и ну-ка, Молдова, ну, и не Европа астаз навем. Чтобы май спрегреть, не уйтан лау невел майнал, тот у нам ультими зечань кер на невел диоминире, ну, прия, видим апарите. Ши тот май мулт видим фигуре артифициале, я говорю, вентру меня сочи мя маре дезамаджири, Европа, но видим, но и ну кредим фигуре лесте или каря пар. Cu tot respectul, fără supărare, nimeni nu se zice, dar eu nu cred prim-ministru Franței, care are așa o vârstă și nu are nicio experiență de conducător. Nu, eu mă uit la biografie, el nu are experiență de conducător, o țară așa de mare, așa de importantă, el are 34 de ani și eu cred că el a ajuns la funcție aceea pentru capacități de lider, de vizionar. Nu. Și eu, poate eu greșesc, dar eu cred că nu. Înțeleg prin și metode și pentru și. Și asta sunt majoritatea cazurilor interpuși. Asta e cam peste tot acum, așa cum în Republica Moldova. Și cineva vreodată l-a votat la legile trecute pe Recean? Tu i-o znal. Și ne-l ține minte pe dânsul, numai că dată capul de asfalt. Și el vine în funcție și prima ce n-am zapaminat, o să spun, nu ne-or lăi. Причем сам не орлы, иди когда им функции не премьер-министру. Но он не спуни, это зингур не орлы. А стоит тот, кучи, но в тен с ирицинем. Да я так не спуни, кастадорый прокси. Ну, пти, ну, тем вот так, ну, пти, не шутиштим. Да тут и кондукатору цели, потому что функция не премьер-министру, и чем импортант он стат. Ши, ай девинит кондукатор, ши мэ депар, карис результат. Да тури или щели мэ мэр? Чи ку рейтингу кам слабуц? Рейтингу жур ди зеро, кади обещей. Corupție nu există, spun ei, atât crește și contrabanda și rest. Situație legată de structurile de forță, noi am vorbit puțin de procuratură, am vorbit puțin de SIS, organele de drept, asta e, doamne, mai gine să nu se întâmple nimic. Dacă asta e, pentru că altfel, asta e o catastrofă. Uitați-vă, noi avem o an jumătate și se nu sunt stare să numească un șef la spie. Dar cine combate corupția în Ministerul de Interne? Și acolo infirmar. Un an și jumătate. Ei nu sunt capabili să numească șef la spie. Eu îl încurc. Dumneavoastră îl încurcați. Dar și voi sunteți mai capabili. Dacă voi... Dar cine luptă cu corupție? Poate e un concurs mai din... Dar nu e concurs, acolo să mergi prin ministru și concursuri. E tot concursul de tot fac. Încă un piculeț, vă rog, despre politica externă. Noi avem alegerea noastră cam peste tot în lume. Da, da, foarte mult. Vă 75, nu știu acum. Da. Rusia, Statele Unite, Parlamentul Europei, România, noi. Noi să credeți că deci cursul omenirii s-ar putea schimba în urma acestor alegeri? Da, el o să schimbe și vă pot să vă spun de și cei mai dezvoltate țări a lumii, deci ei au obosit de formula asta care până acum, deci care eu în linii generale v-am povestit, și atunci ei nu tac ca noi. Majoritatea țărilor europene, unde o să aibă loc alegeri, se migrează spre dreapta,
Deci înseamnă asta o să fie... Nu dreapta ca al nostru. Da, 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 da. Asta înseamnă naționalism în sens pozitiv. Adică, din punct de vedere interesul economic, nu ideologic. Pe dânsul o fură până 3 generații, de moldoveni vorbesc. Dar el întreabă în ce limbă vorbești. Asta îi doare pe tine. Tu meritați asta. Noi pe copiii noștri nu învățăm, uitați-vă, și turbulență în lume. Noi nu învățăm pe dânsul nimic legat de economie, de finanțe, de ce trebuie să vorbești multe limbi, de ce trebuie să fii rapid, operativ și combativ. Țările este tăte, dezvoltă infrastructura, mașinile se miște cu 130, 140, nu pierzi timpul. La noi, înțelegeți, Chișinău este așa de blocat, полностью. Așa, tăți cu 3-4 ore, asta e economie. Ești din Chișinău, să ajungi la, ca să mergi 100 de kilometri, trebuie să mergi cu 50 kilometri, ajungi 3 ore. Și economie mai competitivă. Și ați spus voi semnele astea la fiecare pas, la fiecare pas și înțeși, și înțeși, și înțeși. Nu găsiți o modalitate, că e clar că trebuie să treacă pietonii. Nu faceți ceva deasupra, faceți ceva de sub. Nu putem noi o economie întreagă, o țară așa de mică, să meargă 100 de kilometri cu 50. Nu știu, e absurd. Nu pe nimeni nu-l doare. Dar asta înseamnă că voi nu lucrați spre economie, voi nu înțelegeți logica, voi nu înțelegeți sensul competiției. Cum tu concurezi cu Germania, cum tu concurezi cu România sau cu cine care merge cu viteză 130-140, dacă mergi cu 50? Eu doar îi dau exemple logice, simple, ca oamenii să înțeleagă. Cum tu concurezi dacă la tine șed produsele în vamă 3 săptămâni și ăștia se scargină și povestează despre balade de lor. Dar acolo trec în 2 zile. Eu popular explic elementele de bază a economiei și de schimb a mărfurilor. Despre asta cine trebuie să o ocupe. Dar ei prin spioni care tot îi inventează. Respectiv, clar că naționalismul statelor la care mă refer, eu mă refer la aspectul economic. Ei tot mai mult așeară la guvernele lor. Nu mă interesează pe mine problemele altor țări, iar toate fondurile și restul des le cheltuim pe noștri. Și în sensul este clar că asta să aibă impact la niște prăpădiți al de noi. La știri externe, vedeți în ultimele zile este Donald Trump câștigă alegerile primare pentru a fi candidatul republicanilor. Ce s-ar putea schimba în cazul revenirii lui Trump în locul lui Biden? Eu cred că mai mare problemă, eu sper eu să n-am dreptate și eu stare de parte de a mă erija mare expert pe Statele Unite. Deodată vă spun, eu sunt foarte atent la a mă exprima, acolo un sistem destul de complicat, dar eu așa un punct modest de vedere. E cel mai tare eu mă tem că, pentru că eu cred că Trump are toate șansele să câștige, inclusiv din logica care eu v-am spus-o numai și, eu mă tem că pentru prima dată în istorie Statele Unite ar putea arăta un exemplu că într-un fel sau altul ori blocate alegeri, ori ceva se întâmplă, ori ceva nu numărat, adică nouă lătăți nu le placă, nu rezultatele, dar să nu îi se permită. Pentru... Ori un stat din Statele Unite deja a luat o decizie la nivel de curte. Da, și mai multe trucuri. Dumneavoastră, corect, spuneți, dar eu fantezie mie nu-mi dă în cap câte trucuri mai pot fi inventate ca și la noi. Eu nu putem, de exemplu, să prezic jumătate de an în urmă, că la noi pur și simplu pot scoți așa un partid ilegal din cursă, просто так, потому что я так захотел, штат так, и după asta toate instanțele moldovenești spună că, vei, dar voi nici n-aveți dreptul să faceți așa ceva. Nu și, e deci, după asta instanțele au fost acuzate de faptul că fac jocul bandiților. Apropo, dați să vă spun încă un exemplu curios. Asta referitor la amenințările lui Recean, când el spune, haideți să reținem aceste nume de familie. Țineți minte, da? Da, la asta și mă refer. Dar tot acest complet fix aceste persoane. E că fix aceste 3 judecători care au de să-i reținem. Știți că ei au pronunțat o decizie care permite să construiască un parc lângă Parlament. E că fix aceste 3 judecători la Curtea de Apel au emis o decizie care permite să construiască acolo unde e guguț. Actuala guvernare, când era opoziție, pe acolo umbla, protestau, așa? Să nu fie clădire. Ocupai guguță. Corect. Iată, aici 3 judecători au pronunțat o decizie care permite. Dumneavoastră vreți acolo și vă construiți? Nu. Și nici eu n-am de gând. Dar cineva are, dar cine? Dar nu cumva cineva apropiat are guvernării? Dar ce Recean a închis gura la subiectul ăsta? Și nu ne-a răitnică? În cazul ăsta, el nu a observat, poate, slucianul. Încă cine vreți, poate, să uite și să vadă. Fixă ăștia 3 judecători. Dacă atunci erau normali. Da, amunul, nu tăcoie. Eu dacă nu greșesc, toți acești judecători au permis și revenirea aeroportului acasă. Da,
Și atunci tot era normal. Acasă sarim din buzunarul altcuiva. Și amuși de grabă să vedem într-acui. Nu, nu, stare, astăzi, pierzând timp pe Facebook, am dat peste o postare sponsorizată, plătită de către Cancelarea de Stat a Guvernului Republicii Moldova. Adică din banii noștri. Tec. Așa, pe care scrie Guvernul, Ministerile și Cancelarea de Stat are în total 200 de locuri vacante. Uh-huh. Vă rugăm să aplicați cinci. 200 de locuri la nivel de sus și lumea nu vine? Ori eu știu că toți oamenii normali sau care cât de cât au ambiții merg pe trepte, da? Și în moment dat, cum poate să fie? Există atâtea locuri vacante la nivel de guvernare. Eu mă tem să mă gândesc ce să fac ei cu procurorii, câte locuri vacante să fie și ne să ocupe în general de justiție după... Asta nu-i de mirare, ei continuă să fac, ei doar creează, muși, comitete și comisii, ei de creat pe foaie le creează. Dar cu aceasta, așa, din punctul lor de vedere, așa numită integrare europeană, dumneavoastră doar vedeți că nimic pe plan intern, și de fapt ține de reforme, nimic absolut nu se face. Care direcție? Ministerul de Interne, de exemplu, că el e unul din elementele de bază, și Ministerul Economiei, unul din principal. Dumneavoastră, vedeți măcar vreo schimbare care dumneavoastră s-o simțiți. Nu 30, nu cândva, dar iată, a, bălă, stală, a, m-am înțeles. Nimic absolut. Dar asta tot e un proces în care ei sunt debusolați, dar și cine, uitați-vă la fizionomiile lor, nu cum ei arată, doamne, direct, ei sunt debusolați, ei nu știu ce să facă. Deși ministru, oare nu trebuie ministrii de bază să fie în fiecare seară în studiourile atenției de opoziție, ca să povestească la oameni și exact, pe săptămâni și pe luni, au de gând să facă cu autoritatea lor, să dăie cuvântul, să asculte opiniile contradictorii. Asta e normal, asta e discuție, asta e esența democrației. Dar ei se ascunde voi ca de Doamne ferește, să le pune. Să vină la dumneavoastră în studioul ministrul de interne, de exemplu. Și face să dumneavoastră în transfer. Nu păiată că el n-a să vină. Dar asta e integrarea europeană. Da, îmi pare foarte rău, dar nu vor să vină el la mine. Mm-hmm. De ce? Pentru că nu puneți întrebări comune. Că ei să vă povestească. Dar eu pot să întreb numai despre integrarea europeană ca să vină. Lăsați că întreabă propagandiștii lor, da. Dar și el îți poate povesti despre asta. Apropo, să nu uit. Cu centrul ăsta patriot. Noi în fiecare minister, că ei spun că ei vor să lupte cu fake-urile. Noi în fiecare minister avem purtători de cuvânt și direcții sub denumite, diferite denumiri, mass media și așa mai departe. De exemplu, eu am lansat un fake astăzi emisiune despre Ministerul Economiei. Nu de exemplu, da? Uh-huh. Eu cred că acolo 3 sau 5 colaboratori din direcția mass media Ministerului Economiei au fixat chestia asta și imediat reacționează. Vedeți că ești TikTok și-au făcut așa mai departe, și eu ce repertin. Spun că în cadrul emisiunii tăcaia, Valeriu Stalep a lansat tăcoită fake și aia că noi spunem cum e adevărat. 30 secunde. Corect? Corect. Luptă cu fake-uri. Da. Agoni. Dar deși asta nu fac, dacă a fost necesar aș o entitate nouă de 20 de milioane, oamenii mor de foame, în sensul direct a cuvântului, dar ei creează pentru aici care i-au dat afară pentru diferite infracțiuni, ei spun că sunt proces, dar eu vă spun părerea mea că ce ești o comisă și te-ați dat afară, asta sunt infracțiuni. Și istoria cu aeroportul, că despre care până azi nu știu, și acolo nu au fost comisă infracțiuni. Începând cu neglijență criminală și cu dornitul, și care a adus un soldat cu morți de oameni. Și asta în cel mai bun caz, cum s-a terminat. În cine știi la ce tragedii puteți să duc. Și care e responsabil? Și știm noi despre cazul cel. Cine poartă vreo vină? На всякий случай, в документе, что это ситуация эксцепционал, что спонд репентру аз его портишь при министру. Это так, между делом. Да, результату, ну, что вообще не ожидаем, с не спону, с очитецей инстанцией, я как кому фос дус план лакап. Шманторкла фейкур. Да, как спонни парламент, как повести, с этой фейкур. Так эти декларации директора масс-медиа министерила, кэти съели, отсаузит вредата, съясы ку декларации, как фос лансадрюм фейк. Зеро. Ce întrebare, dar voi pentru ce trebuiți? Scriți comunicate de doi bani? Că nimeni nu înțelege, noi numai ce v-am citit și cu ce se ocupă ei. Unul dintre lucrurile care pe mine un pic m-a pus în gard, chiar m-a speriat, ce ține de acest patriot, a fost o postare a unuia dintre șefii acestui centru. Uh-huh. Pe Facebook, pot zic două în urmă, unde a cerut ajutorul urmăritorilor săi pe Facebook, să spună ei părerea, cum văd ei lupta, cum trebuie de luptat împotriva manipulării și propagandii. Da. Și eu n-am înțeles, adică s-au alocat deja 20 de milioane de lei.
s-a promovat, s-a publicat, s-a pus ștampilă, probabil se de-o. Și acum ei întreabă pe Facebook oamenii cum să luptăm împotriva. Și cine întreabă? Любой. Ești, spune. Oricine poți să dai cu părere că el asta e și o să scrie. Apropo, cu cel la care vă referiți Pașa, eu sunt 3 ani în judecată pentru o răspândire de către dânsul a unui fake despre mine. Și fake-ul e vizibil deja. Adică au trecut 3 ani, Curtea Supremă, ne-am întors înapoi, ne judecăm la Curtea de Apel de 3 ani. Fake-ul este vizibil. Pentru orice eventualitate pot vă spun. Pașa a ieșit emisie direct la o televiziune și a spus că eu personal sunt interpus în niște companii de securitate de la Plahotniuc. El vorbea de Argus. Argus există și astăzi, Zectel există. Eu n-am nicio legătură cu dânsul. El a luat și a spus-o din pod și gata. Взял, сказал, ляпнул. Он же дикает, что спускает парьере луй. Уна с афирм, что алта спуй парьере, что фил де легатур. Астази экзиста, что по фида факту, когда он латец ли клар, что это меньшуна, к скопу де дискредитаре, пур симплу, и он сошепта к ассамблею бен ждикец. Да, да, я дичи вас спун, что инса ши индивидуиста и субъект а уной досар, чивил, de răspândirea fake-urilor. Și el îi lua din și la Patriot. Să vedem, eu aștept intenționat, să vedem, eu pot să vă spun că și-ați terminat asta, e clar că el ați piardă. Deci, adică atunci să ne adresăm la toți finanțatorii lor și să întrebăm, voi finanțați structuri care se luptă cu fake-urile, care însă și răspândesc fake-uri. Dar de ce pierdeți timpul prin instanță? Dar care e modalitatea altă de a restabili adevărul? Другого не бывает. De pus capul în jos, da, конечно. Nu este predați pe undeva? Nu. Nu vreți? Nu mi s-a propus niciodată? Nu, dar nici nu mă prevede eu în sensul ăsta. Dar cui trebuie să eu? Pur și simplu citi semieri o știre, o declarație a domnului director de la USM Șarov, care povestea că în anul 2007 în Moldova aveam 132.000 de studenți, în 2015 92.000, în 20 52.000. Nu, da. Și el calculează, văzând aceste cifre, spun că în 2030, 18.000 de studenți. Dar noi încotro. Și el nu își pune întrebarea, da? Ca profesor? Își pune, nu, el trage semnal de alarmă. El spune, că ce? Că ce? Ceva trebuie să întreprinde. Da, dar spune ce? N-am citit știrea până la capăt. Dar eu sunt convins că nu mai spune el nici acolo. Despre asta, sport nou nu ne trebuie, dacă observați, lor le trebuie clădirile, dar nu sportul. Uitați-vă, problema asta demografică e pentru mine este un indicator că țara pur și simplu merge în direcție greșit. Pentru că atunci când tu vezi perspective pentru tine și pentru copiii tăi, are loc o dezvoltare și a afacerilor și a investițiilor. Tu investești în copii. Eu încă o dată mă întorc și pentru ultima dată. În spiritul ăsta de concurență care e acum în lume, inclusiv cu inteligența artificială, capitalism, apucături atât de complicate din punct de vedere a concurenței. Dumneavoastră vedeți că sistemul moldovenesc de educație asta e ceva incredibil de necompetitiv. Noi ne batem joc de generația noastră și de viitorul lor. Noi pregătim, în primul rând, imigranți. Noi nu avem concept de cetățenia noștri, adică ei încă de la școală, de licee, lor permanent le spovestesc acolo niște povești, niște tâmpenii, că pe dânsă îi așteaptă nu știu unde, că acolo e mai bine. Asta e formă de ideologie și e straniu că pe nimeni să nu deranjează. A doilea, însăși obiectele astea, tot ce învață ei, asta atât e depășit de mult. De mult e depășit, asta n-are nimic cu secolul 21. Îi trebuie să, cu totul alte noi forme să învețe, cu toate alte obiecte, să nu se concentreze pe niște lucruri, în primul rând, false, că ele nu sunt adevărate. Dar, bun, asta nu întreb discuții. Dar ele nu mai sunt relevante pentru secolul ăsta. Copiii de clasa 11-12 în Occident, dacă la tăt și le place Occidentul, ei își aleg singur ce își vor să învețe în ultimii ani, pentru că îi specializează și duc mai departe. La noi ei se ocupă în ultimii 2 ani. Nu vreau, pur și simplu, să-i irit iarăși pe... Dar eu nu pot stac despre... Și învățați-vă, iară, limbă, nu știu ce acolo, literatură, care nimeni nu citește. Eu, ca om care citește toată viața cărți, eu când aud și citesc ei și învață pe dâns, eu îmi pun mâinile în cap, asta e ceva incredibil. Dar la noi profesorii ăștia, să fiți ca generali. La noi și nu-i general, Damas. Unii nu te întorci, el e general.
А толку никакого. Ты думаешь, в граду, если ты генерал, если ты уфил для абсурда, и думаешь, генерал, да что ты это сейчас там? Ну и фикаре держай генерал. Фикаре, это за земный кувынт, пур симплу офенсатор. А что ж, профессори, к тот респекту? Тут кистили, если чинева треба с лебордеза, чинева треба с редичи. У нас, пропо, а ведь еще, кто-то, вин репрезентант системы эдукации. Ты столь рар. Ну, птец удата, да, я ворог, сам требас, да, система носу, едукация, виторила читатень, елку респонди реалитетсилор, но едукам читатеня Республики Молдова, свои иммигрант, ши иммигрант сын кадикари. Окей, кет кажуя, сако эмиссионе. Ши фак иммигрант и ножти, чинстит, куши сукупы и психотари, кари сфера лор де активитари, да он нест, ша для узини лесе шинклеи, пистикли дебери, la temperatură de minus 30, asta e viitorul copilor noștri, pregătesc integrarea europeană cu pașaport românesc și asta e, așa viitorul îi pregătesc? Și obiectele astea care îi învață, îi pregătesc pe copiii noștri de capitalism, cu Olanda și cu Belgia, să concurez, copiii de pregătirea lor, în vedere, și de noștri. Sunt razne vești, dar de ce așa? Ca și nu mai avem noi, cred că e timp, dar eu tac de problemele astea cu biserica și-o pornit și-o zătonit, pentru că asta tot are, eu sunt foarte departe de problemele astea, dar doar dumneavoastră vedeți, eu am atins subiectul că societatea noastră e ruptă în bucăți pe oricare subiect, pe limbă, pe istorie, pe viitor, pe trecut, pe naționalitate, pe concept politic, și citești, și te uiți, e că așa ei ne rup pități, cu toate că realitatea e foarte simplă. E simplă, e nu e complicată. Moldova este un teritoriu pe care trebuie de recunoscut că trăiesc zeci de grupuri sociale care au viziuni proprii. Eu n-am de gând să vă conving pe dumneavoastră de nimic decât dacă vreți să mă ascultați. Dar să spun că eu am dreptate, такого никогда не будет. Dumneavoastră aveți sărbătorile dumneavoastră și religioase și personale. Eu sunt gata să le respect. Pentru că viața mea nu constă de integrare europeană. Poate dumneavoastră, domnul Gonță, de dimineața pansară vă integrați, cel mai probabil. Poate telespectatorilor. A mie e legată cu totul de altceva. Eu mă ocup de afacerile mele, de viața mea, de ce și mie mi-e interesant. Și asta nu se numește integrare europeană. Și eu cred că la majoritate e fix așa. Și atunci, de ce am spus eu cuvintele astea? Noi trebuie să ne respectăm. Eu respect toate sărbătorile religioase, culturale, politice, a oricărui om. Numai dacă nu-ți duci în extreme naziste. O, to ea ne vână și v obșice. Dar în rest, cu respect, într-adevăr, sincer. Și mie mi-e interesant, eu pun întrebări, dar de ce, dar cum, dar tuturor noi doar suntem diferiți. Și unica modalitate a Republicii Moldova să se dezvolte, asta e unica, другого нету, liniștit și confortabil, asta să ne învățăm, să ne ascultăm și să respectăm dreptul altui om la opinii. Eu recunosc că oamenii din Transnistria au dreptul la opinii. Care n-ar fi el? Eu vreau să ascult care e. Am luat act, ok, putem думать, как жить. Гагаузия. Nordul, Chișinău. Eu doar piște din pas care sunt. Ei stare diferiți de mine ideologic. Eu doar nu-i agresez. Eu doar nu-i... Eu critic în general numai pe cei care trăiesc din banii mei și a dumneavoastră. Noi plătim impozite și eu respectiv am dreptul să întreb de pe dânsul. Tu dacă te-ai angajat în funcția asta, cum a zis el, vrei să mă deservească. Da, da. Хорошо, am dreptul înseamnă că să șer. E corect? Eu pe restul, eu n-am probleme. Dumneavoastră au zis vreodată să critic susținătorii la o linie sau altă. Are dreptul să susțină pe cine vrea. Nu e o problemă asta. Dar e nou și interesant. Nu interzic. Dar noi, din punctul lor, nu avem dreptul la altă opinie. Tu interzic, de ce eu nu pot? Și eu contra integrării europene. Așa mai ales în formula care o dau ei. Dar și nu sunt în România sau în Belgia sau în Germania sau în Marea Britanie. Nu. Marea Britanie, în general, și de Uniunea Europeană. Dar, pur și simplu, eu ce vreau să spun la sfârșit, că conceptul ăsta pentru Republica Moldova în principiu e fals, pentru că nici Ucraina, nici Rusia, cu toate evenimentele dramatice, nu dispar nicăieri. Noi cu dânșii o străim în areal comun. Și ce e și corect în cazul dat asta, de recunoscut realitățile și în condițiile care noi trăim aici, dar nu fugim din țară, să învățăm Turcia, adică poate câștiga cu Rusia o grămadă de bani. Dar nu ne interzis. Dacă și ocazie? Turcia e membru NATO, им можно. Да но и неутрия нам нельзя. Да? Да де ше? Eu trebuie să răcesc, да и să îmbogățească, pentru că ce? Pe această întrebare retorică, domnule Ostariepi, vă mulțumesc tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici, în studio. Mulțumesc frumos. Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra. Să trăiți frumos și bine și să vă văd mândri.